revenească într-o normalitate, iată că, într-adevăr, orașul Mioveni, oraș important al României, primește ceea ce merită. Nu venim acum ca să găsim vinovați, venim doar să felicităm autoritățile naționale și, în special, în situația aceasta de RDP București, că au gândit un proiect în care acest drum să fie reprezentativ pentru o localitate atât de importantă. La toate aceste lucruri trebuie să adăugăm și faptul că actualul guvern are un proiect important, este vorba de un drum expres Pitești-Mioveni, la fel, în ideea de a aduce importanța acestei localități, practic aici se produce autoturismul românesc Dacia Renault. Mulțumirea autorităților care, într-un final, v-am spus, au aflat că există totuși și această localitate de importanță națională.